În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, domnilor parlamentari, domnule prefect, domnule primar, dragi teologi și iubiți frați și surori, în această zi minunată, când Sfinții Împărați Constantin și Elena ne-au adunat la mănăstirea de la Dobric pentru a-i sărbători hramul, predica mea o intitulez așa: Apostolii religiei iubirii și flamura sub care se luptă. Ați auzit din Sfânta Slujbă de mai multe ori afirmându-se o realitate, și anume aceea că Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost întocmai cu apostolii. Sfântul Împărat Constantin a venit la cârma Imperiului Roman când acesta era în mare, mare criză. Știți relatarea transmisă peste veacuri că atunci când era Sfântul Constantin în luptă cu rivalul său, cu Maxențiu, într-o zi luminată i s-a arătat pe cer Sfânta Cruce înconjurată de stele și cu inscrisul: în aceasta vei birui. În limba greacă, tutonica, în aceasta vei birui. Iar noaptea a visat din nou crucea pe cer și l-a auzit pe Mântuitorul care i-a poruncit să pună semnul crucii pe toate stindardele oștirii sale. Și l-a biruit pe Maxențiu. Care a fost urmarea? Urmarea pentru biserica creștină a fost una extraordinară. L-a biruit pe Maxențiu în 312 după Hristos, dar în 313 Sfântul Împărat Constantin a dat edictul de la Milano prin care creștinii erau liberi. Știți că 300 de ani creștinii au fost prigoniți crunți, prigoniți, omorâți, hăituiți. Și iată că Dumnezeu l-a adus pe Constantin la cârma împărăției și le-a dat libertate creștinilor. Multe alte lucruri sunt legate de numele împăratului Constantin. El a mutat capitala împărăției de la Roma la Constantinopol, făcând un oraș nou în locul mititelului Bizanț. Și orașul nou s-a numit după numele său, Constantinopol. E adevărat că după mai bine de 1000 de ani, căzând această cetate falnică în mâna musulmanilor, în mâna turcilor, și numele i s-a schimbat și se cheamă astăzi Istanbul. Am zis că a făcut multe lucruri bune Sfântul Constantin. A ridicat biserici. A decretat ca duminica pe care o țineau creștinii să fie sărbătoare săptămânală în tot Imperiul. A organizat primul sinod ecumenic de la 325. Nu numai astăzi sunt sectanți, erau și pe atunci. Și pentru a întări unitatea bisericii, în anul 325, Sfântul Împărat Constantin a organizat la Nicea primul sinod ecumenic ca să limpezească lucrurile împotriva sectei lui Arie, pentru că Arie propovăduia că Domnul Hristos nu-i Dumnezeu adevărat, ci un om special, prima făptură a lui Dumnezeu. Și atunci a adunat pe Sfinții Părinți
la Constantinopol, la Niceea, și Sfinții Părinți au alcătuit primele 7 articole din crez pe care noi le rostim la fiecare Sfântă Liturghie și la botez și la alte slujbe. Și au mărturisit părinții că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Și am zis că multe, multe alte lucruri sunt legate de numele Sfântului Împărat Constantin. Evlavioasa sa maică s-a dus la locurile sfinte și a descoperit crucea Domnului Iisus Hristos și împăratul a finanțat ridicarea Bisericii Învierii din Ierusalim. Iar în Constantinopol a ridicat o biserică falnică, Biserica Sfinților Apostoli, unde atunci când i-a venit ceasul să plece la Domnul, a fost îngropat și el. Acum, troparul sărbătorii de astăzi și subliniază virtuțile Sfântului Împărat Constantin și a mamei sale Elena. Am zis de la început că subiectul predicii mele îl intitulez așa: Apostolii religiei iubirii și flamura sub care se luptă. Sfântul Împărat Constantin este apostol al Domnului Iisus Hristos. Apostol în ghilimele, dar s-a luptat pentru biserica Domnului Iisus Hristos și mama sa Elena. Și de aceea troparul subliniază faptul că sunt apostoli și mai mult, steagul sub care s-au luptat la poruncă venită de sus a fost Sfânta Cruce. Și iată ce zice troparul: chipul crucii tale pe cer văzându-l și ca Pavel chemarea nu de la oameni luând, cel între împărați, apostolul tău, Doamne, împărătească cetate în mâinile tale, o a pus. Împărătească cetate a Constantinopolului, dar și a Romei, pe care păzești-o totdeauna în pace pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni. Deci chipul crucii tale pe cer văzând, crucea, crucea a fost flamura Sfântului Împărat Constantin. Și crucea rămâne pentru noi creștini, toți creștinii, pentru toată creștinătatea, flamura sub care ne luptăm împotriva răului. Sfântul Pavel, în Epistola către Galateni, în capitolul 6, în versetul 14, spune un lucru pe care să nu-l uităm niciodată: mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru mine, vedeți? Pentru noi creștini, singurul motiv de laudă este crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că și atunci și acum crucea are și vrăjmași. Sfântul Constantin, apostol al Domnului, a luptat împotriva răului având flamură Sfânta Cruce. Sfânta Cruce este flamura noastră a tuturor creștinilor, dar am zis că și atunci ca și acum au fost unii care n-au iubit crucea. Și vă citesc tot din Sfânta Scriptură. În Epistola către Filipeni, de data aceasta, citim că încă pe vremea Sfântului Pavel erau unii care nu iubeau Sfânta Cruce. În Epistola către Filipeni, în capitolul 3, versetele 18 și 19, Sfântul Pavel scrie: căci mulți, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun și plângând,
se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Acum urmarea pe care o vede Sfântul Pavel. Sfârșitul acestora este pieirea. Pântecele este Dumnezeul lor, iar mărirea lor într-o rușinea lor ca unii care au în gând cele pământești. Așadar, Sfântul Împărat Constantin și evlavioasa sa maică Elena au luptat împotriva răului având flamură Sfânta Cruce. Sfântul Pavel zice că nouă nu ne este a ne lăuda în altceva decât în crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de noi și noi față de lume. Dar și atunci ca și acum sunt unii care se comportă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Care este motivația celor ce sunt vrăjmași ai crucii Domnului? Pot fi două motivații. O motivație religioasă și una seculară, una pământească. Motivația religioasă, datorită căreia n-au cultul Sfintei Cruci, o găsim la protestanți și la neoprotestanți. Dânsii socot că ar fi crucea chip cioplit. Pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Armă împotriva diavolului. Ca pentru Sfântul Pavel, nu este altceva în ce să mă laud decât în crucea Domnului Iisus Hristos. Deci unii din motive religioase, alții din motive seculare nu cinstesc Sfânta Cruce. Este vorba de oamenii acestui viac secularizat care se departe de Dumnezeu. Știm că rădăcinile civilizației europene sunt creștine, că toată Europa s-a clădit la umbra crucii. În vremurile mai noi sunt unii care nu mai cinstesc Sfânta Cruce și nici n-au mare evlavie față de biserică și față de viața religioasă. Pentru că vor să le strecoare așa insidios și altora în suflet faptul că n-ar fi foarte corect politic ca toată ziua să fii la biserică, ca toată ziua să te închini pe lângă toate crucile, pe lângă toate bisericile. Corect politic, pun ghilimelele de rigoare, este să nu prea fii așa religios, așa evlavios, așa bisericos. Ei, noi nu credem asta, ci dăm exemplu contrar a Sfântului Împărat Constantin, care conducea o lume și a devenit și un om evlavios și avea flamură Sfânta Cruce, sub stindardul căruia să lupta. Crucea a rămas, iubiți frați și surori, simbolul creștinilor și semnul creștinilor. În ultimii zeci de ani, pe când eram eu copil, pe casele de rugăciuni neoprotestante nu erau cruce. În ultimii zeci de ani, încet, încet își dă seama toată lumea creștină că semnul distinctiv al creștinilor este crucea. Și cum observați și frățiile voastre, mai pe toate casele de rugăciune sau pe bisericile, ori de ce confesiune ar fi, mai nou să pune Sfânta Cruce. Pentru că oamenii care judecă un pic își dau seama că nu este altceva în care să ne lăudăm decât crucea Domnului Iisus Hristos. Este identitatea noastră, este identitatea Europei. Le predicăm și celor care încă n-au înțeles, dar poate vor înțelege. Pentru că sub flamura crucii, creștinătatea își găsește unitatea. De aceea, creștinii noștri au multe pricezne cu Sfânta Cruce. În una din ele zic așa: bucură-te, semn ceresc, cruce steag împărătesc,
Bucură-te, armă sfântă, bucură-te, lumea-ți cântă. Așadar, apostolii religiei iubirii, religia iubirii este religia creștină. L-ați auzit pe Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oi. El este păstorul cel mare. El este întemeietorul religiei iubirii. Religia creștină este religia iubirii. Noi creștinii avem respectul cuvenit față de toate religiile. Dar știm că religia perfectă e religia iubirii, religia întemeiată de Domnul Iisus Hristos. Și creștinii adevărați, ca și Sfântul Constantin, sunt apostolii religiei iubirii. Adică le spun și altora, oameni buni, nu este altă cale, aceasta e calea cea perfectă, vă cinstim și pe voi, dar aceasta e calea perfectă. Noi suntem apostolii religiei iubirii, iar flamura sub care ne luptăm este Sfânta Cruce. De-a lungul veacurilor au fost mulți istorici care l-au și denigrat pe Sfântul Constantin. E adevărat că Sfântul Constantin a fost împăratul unei lumi și o fi făcut și greșeli, dar cele bune au fost mult mai multe. Ei, tot în ultima vreme, când își dau seama toți creștinii că semnul lor distinctiv este crucea și o pun pe bisericile lor, ca, chiar dacă n-au avut înainte obiceiul acesta, tot în ultima vreme, în Statele Unite, un mare profesor universitar, Peter Leithart, a scris o carte, frumoasă carte, documentată carte, în apărarea lui Constantin. Și rezumatul acestei cărți ar fi următorul. Zice el, mi-am dat seama că, departe de a reprezenta o cădere a bisericii, Constantin oferă în multe privințe un model de practică politică creștină. Un model pentru cei ce împărățesc, pentru cei ce conduc, pentru cei ce sunt la cârma lumii, Sfântul Împărat, rămâne un model. Iubiți frați și surori, în această zi minunată, când Sfinții Împărați Constantin și Elena ne-au adunat să sărbătorim hramul mănăstirii de la Dobric. Vedeți, această mănăstire crește. Biserica se termină. Și rugăm pe Dumnezeu ca Maicii Starice Veronica și Părintelui Duhovnic și Maicilor celorlalte să le dea sănătate și să le țină râvna ca sub steagul crucii, ca Sfinții Împărați și ocrotesc această mănăstire, să ducă lupta până în capăt și să aibă din punct de vedere misionar cât mai mult câștig de cauză. Deci în această zi frumoasă, când ne-am adunat aici, am înțeles foarte bine că și noi ca Sfinții Împărați Constantin și Elena, la dimisiunea noastră micuță, suntem apostolii religiei iubirii și că flamura sub care ne luptăm este Sfânta Cruce. Sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând îl urmăm. Amin. Hristos a înviat.